găsiți afișajul aici sus la registratură. Sunt apare numărul, jos ghișeul care vă cheamă. Cam pe când ajungem la rând. Asta nu știu să vă spun. Cozile au paralizat din nou instituția. 200 de numere de ordine au fost eliberate la direcția fiscală în doar o oră de activitate. După ziua de ieri, reprezentanții primăriei Timișoara nu au învățat nimic. Numărul de ghișee a rămas același, astfel că oamenii sunt nevoiți să aștepte chiar și două zile pentru a dovedi faptul că au respectat legea. Bărbatul din imagine își încearcă pentru a doua oară norocul la ghișeele direcției fiscale. Ieri a stat toată ziua la coadă în speranța că va scăpa de o grijă, însă a fost nevoit să se întoarcă și astăzi. Timișoreanul nu înțelege de ce e pus pe drumuri. Se putea rezolva, după concepția mea simplă și subiectivă, putea să rezolve luând legătura cu casele de asigurări, putea să transmită bazele de date, făcea o bază de date a primăriei și treaba era rezolvată. Și ei puteau să verifice, domnule, cine a făcut și cine n-a făcut asigurare. M-am dus anul trecut, mi-am asigurat blocul, am plătit niște bani, acum sunt purtată pe drumuri ca să vin aici, să-mi fac nervi, să stau la rând, să predau iar asigurarea. Ieri am fost aici și am văzut dezastrul ăsta ce este aici. Reprezentanții instituției cred că aglomerația de la ghișee e nejustificată, mai ales că există și alte modalități prin care oamenii pot face dovada că și-au încheiat asigurarea pe locuință. Omul poate să depună la sediu, poate să depună prin poștă și poate să depună prin e-mail. Problema este că nimeni nu are o evidență clară a celor care și-au încheiat asigurarea obligatorie. Primăria dă vina pe firmele de asigurări, firmele de asigurări spun că sunt nevinovate. Polul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a realizat încă de la înființare o bază de date în care sunt înscriși toți proprietarii care și-au asigurat locuințele. La baza de date au acces peste 3200 de primării. Fiecare autoritate locală cu acces la această bază de date poate verifica în orice moment proprietarii asigurați împotriva riscurilor de cutremur, inundații și alunecări de teren. Aceștia sunt înscriși în baza de date automat. Timișorenii care au încheiat asigurări obligatorii sau facultative pentru locuințe riscă sancțiuni de 500 de lei dacă nu se prezintă la ghișeu cu o copie după polița încheiată.